Deci, părinte, eu am stat și chiar am conspectat cum vorbi tu. Așa-mi era interesant. Salutare, dumneavoastră. Domnul Dabija, puteți vă rog să explicați ce vrea domnul Isinenco de la literatura și artă? Eu i-am spus lui avocatului său. I-am spus că cererea e făcută foarte profesionist, numai că nu are bază, nu are niciun argument, nu are nicio fundamentare, așa, nici de juridic, dar nici omenesc. Dar ce, se consideră calomniat sau? Eu se consideră calomniat prin faptul că i s-a atras atenția asupra unui comportament care nu face onoare. Și cine a scris articolul? Doamna Josu? Reportaj de la Adunarea Generală a Scriitorilor. Congres, adică, da? Da, Adunarea Generală din 2010. Când a fost ales domnul Cevean? Sigur, nu i-a plăcut, că s-au făcut anumite obiecții. În primul rând, comportamentul, după aceea expresii folosite. După aceea, faptul că a venit în stare de ebrietate. Și vrea despăgubiri. Da. Dar n-am plătit taxa de stat. Da, n-are cu ce plătit taxa de stat, dar vrea câte un milion de la fiecare, la literatura și altă. 2 milioane, de la not 2, ceva și câte un milion. Practic, la citate. Și instanța de fond nici n-a dat curs ceri pentru că nu s-a plătit taxa de stat. Nu, nu e vorba de asta. Deci nu are motiv din punct de vedere. Bun, dar nici n-a examinat în fond. El spune acolo că în literatura și arta se scrie că Nicolae Isinenco a fost gomotos. Și de asta nu e, asta e judecată de valoare. Deci se examinează o instanță, se o cerere, atunci când omul este calomnie evidentă, când spune cineva o minciună și nu are probă. Dar când v-ați judecat cu Conțul, cum s-a terminat? Conțul a pierdut la 1.200.000 de lei. Și a plătit? Nu le-a plătit, nu are bani. Și acolo ești instanța noastră. Nu are bani, deci el nu trebuie să se plătească. Și Moldova Suverană are 0 lei pe cont de mai mulți ani, dar i-a văzut că apare. Deci nu puteți executa o hotărâre potriva lui Conț și Moldova Suverană? Dar n-au bani la Conț, că sunt săraci, ca și Isinenco. Invocă că este sărac, de ce vrea să câștige de la alții mai bogați credelea pe Nina Josu, n-a avut salariul și n-a avut salariul 3 luni de zile la literatura și artă. Vrea de la 1 milion de lei. Totuși cu zero. Nu, dar chiar nu avem bani. Eu abia gâfâi ziarul de mai mulți ani. Exemplu cu Lupu, Marian Lupu, care de acum, mă rog, și a spus ce a spus referitor la limba română și replica lui Tănase. Păi de acum știi în simplu că-s boc, recunosc că-s boc. Deci, în cazul ăsta, iar să încep, deci fiecare își vede de treabă, unul, altul, altul și cu asta basta. Deci nu astea ce a scris, o epigramă, un pamflet. Un pamflet. Și nu ați pomenit deloc numele lui care Isinenco, nu este numele și dar vă cheamă judecată. Mă cheamă judecată, dar nu este numele lui indicat și nici nu l-am pe dumnealui în vedere cu nimic. N-am nimic în viață cu dumnealui. Chiar nici nu v-ați referit la el? Doamne ferește! De unde? Noi ne cunoaștem și ne avem de bine, de altfel, cu dânsul. Avem de bine, mă rog, că au fost cazuri când și-am mai băut un pahar, nu suntem împușcați în gât. Deci ați condamnat mărșăvia în general? Eu am condamnat mărșăvia care se află în societate. Deci, prin simplu, deci, foileton. Și mai bine un pamflet, așa, social. Dar dacă oamenii caută să se vadă pe dâns și... Poate vreau să vă vadă mai des în instanță. Poate, da, cine știe. Dar oricum eu cu dânsul pot să mă întâlnesc și așa, fără instanță. Numai că nu a venit el în instanță, a trimis avocat. Nu a venit omul, dar absolut nu avem nimic. Și nici lumea asta care e chemat aici n-are nimic cu domnul Isinenco. Nu știu ce are domnul Isinenco cu literatura și arta și cu ceilalți colaboratori. În temeiul privitierilor articolilor 427-428 din Codul de Procedură Civilă a Republicii Moldova, Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău decide admitere cursului avocat de reprezentant reclamantului Nicolae Isinenco, avocatul Gheorghe Șarencu Cantemer, casează încheierea judecătorii Buicani, municipiul Chișinău, în privința respirii cererii chemare în judecata reclamantului Nicolae Isinenco și remite pricina pentru examinare în fond în aceeași instanță judecătorească. Decizia este revocată de la pronunțare.
Dar ați vrut să înaintați o cerere convențională. Ce cereați de la el? De cerere reconvențională înseamnă când... Întoarce apare... armele împotriva lui. Nu, și apare un articol ca ecoul la alt articol. Deci nu noi am început cea. Dânsul v-a dat o replică. Dar el ne-a atacat și noi am răspuns la atacurile lui. Asta înseamnă cerere reconvențională. Acum, dar trebuie să faci o altă acțiune dacă ai respins o instanță. Da, și dacă... îi se pare sprenge cerere, evident că și cerere convențională nu și-are loc. Dar eu mă mir, cineva care spune că nu are bani și nu știu, și-a angajat avocatul cel mai scump. Domnul Susarenco este cel mai scump avocat din Republică, știi toată lumea lucrul ăsta. Trebuie să iei un avocat, un începător, care ar vrea un orar mai puțin. El a luat cel mai scump avocat. Poate pe datorii. Da, păi probabil că îți gândești că va câștiga la noi câte un milion de lei. Da, și atunci va plăti avocat. Și schimbă în euro și o să aibă câteva mii. Care un milion? În total iese 5 milioane. 3 literatură și arta, domnul Dăbiză un milion, Nina Jos un milion și Lel Căpiță. Dar nu de ce mai nici nu l-ai pomenit? Dar nu l-am pomenit, dar așa, din bună ziua, cred.